Dacă vreți să cumpărați coins pentru FA Ultimate Team, intrați pe linkul în descriere. Salutări și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră la FA 2015. Pentru început am o veste foarte tristă pentru toți fanii fotbalului. Și anume, Junior Malanda, sâmbătă seară, cred, a murit într-un accident de mașină. Nu este o glumă pentru cei care credeți că fac ceva roleplay cu voci, nu? S-a întâmplat în realitate un jucător care creștea la carieră până undeva la 88. Și îmi pare foarte rău că s-a întâmplat asta. Din respect pentru el, nu mai putem folosi în echipă și de asemenea nu-l putem vinde pentru că va fi într-o zi în care vom da de Malanda în finala Champions League la Real Madrid și ne va da 3 goluri. Crește foarte mult și va ajunge un jucător foarte bun și nu îl pot vinde. Îi vom anula contractul și o să sperăm că nicio echipă nu îl ia. Sper ca clauza de reziliere să nu fie foarte mare. Este singurul pe care îl putem să facem, nu putem juca cu el, nu mi se pare corect. Dacă îmi amintesc cum. Chiar mi-a părut foarte rău când am aflat. Mai ales și așa de promițător precum Malanda. O să cumpărăm alți cât de mult, mai ales că e la dintre cei mai buni jucători de la noi din echipă. Dar, cu siguranță e cel mai bun jucător la mijloc, defensiv la noi din echipă. Pentru 2.790 o să... Îți pare ironică, într-o formă proastă. O să dăm release from contract. Sper ca nicio echipă să nu îl cumpere sau să îl aducă la ea. În fine, trebuie să simulez din nou meciul cu Shakhtyor pentru că eram idiot și am uitat să salvez. Am bătut cu 1-0. Nu, cu 2-1 am bătut. Două goluri cu Kelin în mod incredibil. Dar e același lucru pentru că am ieșit pe locul 2. Astăzi vom juca două meciuri cu Newcastle și Southampton. Echipe de mijlocul clasamentului sau Southampton poate puțin mai sus. Pentru că nu pot juca 3 pentru că nu am timp să editez și al 3 la meci. Să dăm advance. Pentru că Newcastle vom folosi echipa mai slabă sau mai bună, să ne uităm. E prea aproape meciul cu Liverpool, meciul cu Southampton. Deci pentru că Newcastle vom folosi echipa bună care va juca meciul cu Liverpool. Am primit 12 milioane în Champions League. E ok. Nu vreau să fac asta, greșeala mea. Depay. De ce? Acum pe D, aparent, înainte nu se schimba pe D jucătorii. Intră Sanogo aici. Chamberlain. Deja îi simt lipsa lui Malanda. Laporte poate juca și el la închidere, deși nu o face bine. Avem și totuși și câțiva jucători care sunt CB și pot juca la închidere. De aceea îl vom folosi... Nu, îl folosim pe Rabiot, deși e obosit. Hughes, Rabiot și Maier. Nu, Maier. Rămâne Maier. În apărare, Zuma și Okore. Nu, intră Chambers și aici intră Durm. Aceasta este echipa pentru meciul cu Newcastle. În campionat suntem într-o luptă foarte strânsă cu Manchester United. Dacă vom câștiga meciul următor, vom ajunge la 4 puncte în spatele lor. Ceea ce este ok. Aș prefera să încheiem turul pe locul 2. Și pe urmă să cumpărăm jucători, mai ales neapărat un jucător la închidere. Și dacă o să mai avem bani și un atacant, poate, mai ales că este accidentat. Am uitat cum îl cheamă, îmi pare rău, am Alzheimer. Babacar, în fine. M-am gândit la o babă dezbrăcată și nu mă întrează de ce m-am gândit la asta. Însă doar așa mi-am gândit de Babacar, că mă gândesc la o babă dezbrăcată, mi-am gândit de el. Aici îl începem. Chambers se recuperează foarte bine, dar arbitrul deja dă fault. A început bine arbitrul meciul.
Hai să vedem centrarea de gol, probabil. Acolo e Durm și respinge. Taylor cu o pasă fantastică. Oare e Taylor care a fost la, la Swansea? Nu cred. Ăla încă mai e la Swansea. Newcastle începe ofensiv. Jucătorii echipei noastre sunt și ei afectați de moartea colegului lor, Junior Malanda. Pierde acolo la cap cineva. Hugh despinge până la unul foarte bine. Oh, Depay la fel, o intervenție foarte bună. Și acum șansa lui Maier. Maier! Shoot peste partea, păcat. Santon! Uite, ăsta e cu siguranță un fost jucător de la Swansea la cariera noastră. Santon este un jucător extrem de constant și chiar mi se pare nedrept pentru că FIFA nu l-au făcut mai bun. Pentru că joacă foarte bine Santon în realitate. Însă în FIFA e același jucător, nu l-au mai schimbat de 2-3 ani, cred. Sau poate mai crescut puțin pace-ul sau ceva. Chamberlain. Rabiot. Și Depay. Depay din nou 1-1 cu Taylor. Depay trece foarte bine, are spațiu de shoot. Depay intră în centru. Shoot de pe loc, era greu să șuteze. Începe să avem ceva posesie. Asta este ok. Pentru că până acum ne-au cam dominat cei de la Newcastle. Rabiot. Toace către Hughes. Care dă foarte bine la Chamberlain, care intră în careu. Chamberlain trece, șut și bară! Ce ocazie! Cea mai mare ocazie a noastră în acest match, șutul lui Chamberlain se duce în bară. Puteam deschide scorul și era chiar înainte de pauză, era perfect acel gol. Însă bara a trebuit să se opună. Urcă Hughes acolo. Avea de muncit mai mult acum. Sanogo. Sanogo faultat. No, Tomara decide că nu e fault. Nu putea să moară arbitru în acest. Tiote poate fi și el un jucător care va veni la noi la echipă. Are foarte multă forță, să e cam bătrân. Și centrează bine, văd Tiote. Se încheie prima repriză. 0-0. A fost un meci destul de echilibrat. Echipa noastră nu a riscat nimic. S-a apărat bine, dar Newcastle a avut mai multă posesie. Intră Maxim în locul lui Rabiot. Și asta va fi singura schimbare a meciului. Sper că din nou cuplul Maxim Maier, WM-ul de la echipă sau MMM-ul de la echipă, bomboanele acelea, ei sunt. Dacă ați întrebat un canibal, cu siguranță ar spune că sunt și dulci. Maxim. Maxim foarte frumos. Tiote, se apără bine. O să trec asta în cartea mea, în carnețelul meu, cu jucător posibil la Arsenal, dacă se mai apără așa de bine. Santon, la balon. Ține minte că spuneam asta. Oh, nu! Ferreira așteaptă peste poartă. O schimbare și la ei, intră Cabela. În locul lui De Jong. O schimbare puțin mai defensivă, De Jong era mai ofensiv decât Cabela. Hai să vedem acum Maxim, cum o să foarte bună către Maier. Maier prea perfect și intră în careu. Maier are spațiu. Taylor însă dă mingea în corner. S-a luptat bine Maier acolo. Maxim va centra. Te rog, Sanogo, un gol la fel ca și cu Shakhtar. Dacă centra Maxim. Oh! Durm are spațiu! Am zis că a pus mingea în vincul Durm cu acea torpilă. Atât de aproape. Atât de aproape a fost Durm cu acel șut. Păcat. Elliot din Scrubs, serialul TV, este în poartă, nu mai este medic, este portar. Din nou, pasează, oh my god, offside. Încă o schimbare, intră Cisse, unde puținii rămași din clanul legendar al lui Kone. Oh, fuck, n-am vrut cu ăla. De ce dau pasă așa de prost? Maxim. Pasează bine. Te rog, pe asta Chamberlain s-a oprins. Chamberlain, ia, ești tu afară, că văd că nu mai vrei să alegi pe minge. De două ori pierzi mingea așa. Intră... Nici nu am... Intră Coquelin în locul lui Chamberlain.
De asemenea, Tielemans în locul lui Hughes. Ultimele schimbări. Iată, mi arată pe arbitru cum e, cum merge, în loc să-mi arate jucătorii cum se schimbă. Mersi FIFA. Încă o dată îmi demonstrez că arbitru e cel mai important gen în joc, mai ales tumoristic. Coquelin, trebuie să face un meci bun, Coquelin. Dacă o va face. El prinde mingea. Și dă o pasă bună către Maier, care trece. Maier către Depay, care pierde mingea, n-a reușit să fugă Depay. Maxim vine în apărare foarte bine. 72, meciul ăsta se îndreaptă spre un egal dacă nu se întâmplă vreo minune. Avem nevoie de un jucător să iasă la rampă și înscrie un gol spectaculos sau nu știu, un gol să fie. Depay poate, e acela, Depay are spațiu. Ce? N-am cu ăștia jucători, sunt prea tineri ca să aibă șuturi bune. Am încercat și cu Durm, am încercat și cu oricine, trebuie să intrăm în careu ca să dăm goluri, e pur și simplu imposibil să șuteze la distanță. Poate este vreo 2, 3, 4 ani și cu toții ăștia vor șuta mai bine, dar momentan nu m-a pot aștepta la mare lucru de la ei. Santon, o core respinge, șansă contra-atac acum, poate e șansa noastră, Maier, pasează către Coquelin, Coquelin, trece de doi oameni. Și iese cu mingea în aut, preia puțin, mai puțin. Amne cu Kelin. 79, ne dăm pe ultra-attacking. Sper că va schimba ceva asta, haideți băieți. O core pie de la cap, eram 100% sigur. Pentru că era Sise acolo și l-a amețat pe o core cu moartea. Tielema, bravo, pasă, ciudată, n-am vrut cu ăla, trebuie să da foul, dar aparent a înghițit fluierul. Va fluiera tot ce va ieși din fund, mai avem de așteptat. Oricum o va face pe teren aici și va scoate fluierul din fund live. Vă rog să așteptați, imediat va face acest arbitru. Nu mai atinge mingea de ceva minute. De când m-am dat pe ultra tachina, mai atins mingea. Ok, Newcastle, jucați bine. Legendary. Într-o coajă de nucă. Iată, țin mingea în corner. Oh my fucking god. Ce echipă. Ia. Incredibil, acești Newcastle. Și voi ați avut ocazii, băieților. Nu încercați și voi să atacați, că ați avut multe ocazii și poate chiar ne-ați dominat pe locuri. Odată dacă ați câștigat și voi, băieți, la cornerele din out. Iată-l pe Sissoko, frate. Nu, că îi rup picioarele lui Sissoko. Uite cum... Bravo, core. Dacă am dat un gol 90, aș fi cel mai fericit pentru că i-aș răzbuna pe fraierii ăștia care au ținut de minge. Haide, hai Stanogo, preia normal. Acum Coquelin. Întoarce-te. Bravo, Coquelin. Are spațiu Coquelin. Intră în careu. Pasează la Maier. Maier! Penalti! Penalti! Scoateți-mă mai repede. Ala din fund. Maier n-a căzut. Dacă cădea era penalti. Depay va centra, golul 90, hai să nu Zuma, sar tare că ești gigantic. Zuma în loc să sară tare, să dea un gol frumos, se lasă în jos el când sare la cap. Dacă ai degajat și tu anul ăsta, oricum va câștiga la casa, va fluier arbitru, una din două. Se încheie meciul 1-1. Newcastle intră pe lista mea neagră la cum au jucat astăzi, să tragă de timp și joace la 0-0. Nu au avut ce să facem. Un singur punct. Trebuie să obținem 3 puncte cu Southampton atunci. Venezuela și Finlanda. Și pe urmă azi mergi foarte greu cu Liverpool. Cel puțin în joc să fie Liverpool bună. Într-un meci următor va fi Brandt. Din nou, Sanogo nu a jucat nimic. Kelvin. Tielemans, poate juca Chamberlain, nu? Tielemans, Rabiot rămâne că oricum nu e obosit. Maxim și vine Tielemans acolo. În apărare la po... Siule. Aki poate juca KB, hai să încercăm. Și aici vine Cavanda și Durm rămâne acolo. N-avem, nu, e Southampton, ne trebuie la port aici.
Southampton au, sunt foarte buni, sunt chiar mai buni ca Newcastle și să sperăm că nu vor juca la 0-0 și cei de la Southampton. Încă o meci acasă. Trebuie să înscriem, asta e cel mai important, trebuie să înscriem. Și cu și nu au experiență fața porții și se pierd cu firea. Brandt, așa șutează Brandt din fața porții, de asta a dat frumos totuși. Ninge. Sincer, nu vreau să văd atât de mult alb. Vreau să văd mult negru în semn de omagiu pentru tânărul jucător de la Wolfsburg. În realitate, Rabiot va centra, e Gardoșe titular, i-am văzut numele. Cavanda, un șut bun, te rog. Oh, șut foarte bun și este gol! Kelvin! Dacă aș avea un buton, l-aș dezbrăca pe Kelvin și pe tricoul de, pe, de sub el, pe care ar scrie ceva, aș vrea să scrie memoria lui Malanda. Kelvin e dedicat acest gol lui Malanda. Să sperăm că vom mai putea dedica câteva goluri în memoria lui Malanda astăzi. Pentru că vreau să mai înscriem. Am început bine cu un gol foarte rapid. Și Brandt rămâne la balon. Și două pasă relativ ok. Gardoș. Ward-Prowse e și unul de jucătorii pe care îi putem cumpăra dacă ne arată un meci bun. Wilshere joacă împotriva noastră. A plecat de aici, de la Arsenal, și acum joacă împotriva noastră. Tielema scapă bine. S-a greșit însă și frumos. Și scapă Embolo. Șut apărat, din păcate. Șut slaba lui Embolo din fața porții. Așteze pe colțul scurt, dar n-a reușit. Să avem ocazii. Cei de la Southampton mai și atacă, nu ca cei de la Newcastle. Și ne dă voie și ne creăm ocazii. Acum Brandt are spațiu. Șut bun, apără Forster. Da, este Jay Rodriguez. E destul de bătrân, nu e tânăr! Long ratează. Cavanda, pase normale. Știi că nu vezi de preșul ăla din cap, dar încearcă să dai pase mai normale. Acum Kelvin, autorul golului, scapă. Kelvin a scris goluri bune și importante pentru noi. Facem cu o dată să vedem. Kelvin într-o cursă de unul singur, penalti! Arbitru scoate toată fluierul din fund, gata, s-a terminat cu șmecheria. Uite-i zăpada aici, aici ce să te ștergi, așa scoate fluierul ăla din fund. S-a dat din spate. Dacă cădea să dea penalti 100%. No, jucătorii mei sunt prea onorabili, nu vor să cadă. Că nu e sigur dacă au ajuns tu sau oia cel de lângă tine. Din nou Kelvin, care vrea din nou să demonstreze că locul de RW a lui și a nu a lui Oxlade e chiar de foarte strânsă. Uneori joacă Kelvin incredibil, uneori joacă Oxlade incredibil. Decizie grea. Telema centrează, Schule din nou. Bă, băieți, încercați să nimeriți poarta când săriți la cap. Iată Schule. Vede multă transpirație la sub braț încât a devenit verde acolo. Zici că e Shrek, Schule, la sub braț. Sau poate chiar este Shrek. Poate este o conspirație la mijloc. Bine, conspirația își face treaba și Maxim, gol Arsenal. Este 2-0. Fantastică pasa lui Babacar și șutul lui Maxim pe colțul lung. E o surpriză, un gol pe colțul lung. Am dominat clar. Jucătorii au vrut să joace un meci magic în onoarea fostului lor coleg. Și eu am vrut echipa mea să facem un joc magic astăzi. Maxim o face, Maxim! Până la urmă Wilshere deposedează și două pasă foarte bună la Long, care este prins în offside din fericire. Din nou Maxim. Pasează bine, Tielema. Tielema din nou scapă, intră în careu, șut pe jos și este 3-0! 3-0 până la pauză. Telemea nu face calma, pentru că nu avem de ce să facem asta. Mulțumesc fanilor care au venit în negru în tribune pentru a în memoria lui Malanda. Din nou, toate golurile sunt în memoria lui. 3-0. Bine că a dat 5 minute ca să putem să înscriem goluri. Gardoș nu prea a făcut o treabă bună până acum. Însă și echipa noastră a jucat incredibil. Poate cea mai bună repriză în acest sezon până acum.
cu Southampton 3-0. Am dominat clar 7 șuturi, 4 pe poartă. Urmează meciul cu Liverpool, însă așa că o să fac câteva schimbări. Intră în locul lui Maxim... Nu, intră chiar Hughes, ci vine Telemea Cam. Toată lumea știe că brânza e bună în atac. Adică îți dă atac cerebral. Era un mit, parcă. Dacă nu-și multă brânză, sunt șanse mai mari să faci atac cerebral. Probabil era prostie. Ok, echipa rămâne asta, nu mai am cine să schimb. Poate pe Laport, intrăm Bemba în locul lui Laport, care s-ar putea să joace KDM la închidere meciul cu Liverpool. O să mai mă gândesc. Sperăm că cei de la Southampton nu facem un comeback incredibil. Deja Telemea recuperează și Gardoș cu greu îl blochează. Schneiderlein e un KDM foarte talentat și foarte bun. Părerea mea că vom primi gol acum. Oh, Scufet apără incredibil în ultimul timp. Fantastic. Părerea mea de Schneiderlein e unul dintre cei mai buni KM din Premier League. Și Flaminian scris din offside. Scăpăm de un gol care putea să însemne revenirea incredibilă a celor de la Southampton, care pun o presiune acum destul de mare în Bemba. Îl găsește acolo perfect pe Kelvin. Este greu să combinăm. Bravo Rabio. Siule puțin mai lung să preiei. Flamini și el venit de la noi. Pasează bine către Davis cu capul. Poate dădea gol de acolo. Centra la Siule. Siule e bun la cap. În Bemba. Cu un șut blocat din fericire. Dacă așa a tras el, înseamnă că avea o problemă cu piciorul. Trebuia să folosească un flex ceva să și-l taie. Resping bine. Este contrata Pelei cam încet însă. Dormul va eviscera. O nu. E Wilshere care nu e încet deloc. Șut, apără Scufet. Incredibil acest om. Rodriguez, e gol. 3-1. De 75. Comeback-ul e încă posibil, dar foarte greu de realizat. Wilshere, ești puțin cam nesimțit că te-ai bucurat. Totuși ai dat un gol împotriva fostei tale echipe, nu trebuie să te bucuri. Însă nu o să mă supăr. Din nou Wilshere, o presiune foarte mare. Hai să nu primim golul de 3-2, că atunci chiar m-aș panica. Schneiderlin pasează perfect, ăsta e Schneiderlin pe care îl cunosc din Premier League. Are spațiu către Flamini. Flamini în careu, bine că ai pasat în spate. Apără Scufet, incredibil. Fără portar, cred că făceau comeback-ul, dacă aveam un portar precum, nu știu, precum Sirig în FA 14. Intrează bine, se aruncă toată lumea la cap, este gol! Este gol, Jay Rodriguez! O bucurie enormă, nu știu, sare ca un schizofrenic. Tu 3-2, tu 82. Deja avem emoții. Avem emoții și Hughes rămâne la balon. Ieșirea lui Maxim a însemnat că nu vom mai conta în atac, dacă nu schimba pe Maxim la pauză. Mai avea ceva atacuri și poate mai înscriam, dar fără Maxim nu mai contăm în atac și nu avem nici pe Maier. Pur și simplu nu e nimeni care se combine în atac. Uite asta de călcâi când eu zic de ala de jos. Băi, ești chiar idiot, Rabio. Întrebarea e, se poate să mențim acest rezultat? Dorm, bravo. Mă dau și eu pe defensiv. Să leagă cu mulți oameni, un contraatac ar putea însemna sfârșitul. Dar să ajungem acolo, să ajungem acolo, călcâi. Mi-e teamă de aceste faze în fața careului. Mi-e teamă de această centrare, mi-e teamă de portar, bravo, nu mi-e teamă de tine, Scufet, am glumit. Ești foarte bun și știam asta. Embolo, hai că ai viteză. Tu 9-10, Embolo, pleacă într-o cursă personală. Embolo accelerează foarte bine. Embolo rămâne la balon. Embolo îl calcă pe cap pe Alderweireld. Embolo pasează greșit, n-am vrut cu ăla. Vedeți, fără Maxim, care să dea niște pase decente, nu avem cu cine să combinăm bine. Și acum e mare pericol. În Bemba, te rog, faultează dacă ai șansa. Sau omoară-l dacă e mai convenabil. Scapă Rodriguez în margine. Nu! Oh my god, corner. Vine și portarul. Așa a spus comentatorul, dar iertarea comentatorul. Iertați-l, vă rog. E Scufet și prinde. Ești zeu, Scufet.
Se cheie meciul. Victorie grea. A avut 3-0. Domnul Felice Bescufe. Echipa ce să-și revine din șocul provocat de ceea ce s-a întâmplat cu Malanda. A fost un meci foarte ciudat. Prima repriză am dominat-o clar și am avut 3-0. A doua repriză a fost dominată însă de Southampton. Dacă Scufe nu era într-o zi mare, puteam fi egalat sau chiar mai rău puteam să pierdem. Newcastle joacă în continuare bine. Deja îi urăsc. Risk of losing one player. Cochelin, o să-i dăm contract imediat lui Cochelin. 3 ani. O să rămână squad rotation player, pentru că mai joacă, hai să fim serioși. Nu e chiar sporadic. Aici se încheie episodul. Data viitoare vom avea un meci foarte greu cu Liverpool. Sperăm că vom obține. Ce faci, mă? Aparent, Cochelin nu vrea să... E prea vedetă pentru echipa noastră, Cochelin. Îmi place. Vreau să devin managerul României. Accept. Casabian Junior îndeplinește visul. Devine managerul României. Club și țară. Casabian Junior. Sper că nu se va mai îmbăta acum. Ca să... Se fac iar de râs, ca și când a intrat în comă ultima oară. În grupe suntem pe locul 3. După Anglia avem 9 puncte, ceea ce este ok. În campionat însă, mai important, rămânem pe locul 2. La 6 puncte din nefericire în spatele scârbelor. Avem un gol averaj ok, nu ca cel al Diavolilor Roșii, dar cât de cât. Chelsea are și cu gol averaj foarte bun. 22 de goluri, 13 primite, 10 victorii, 4 egaluri, 2 înfrângeri, Southampton pe 14, nu așteptam, Newcastle pe cel ok, 10, altă gădare Hull City, Burnley și Leicester, Cupăr e aproape, cine mai vreau să văd, Spurs locul 3, o surpriză plăcută, Liverpool, nu-i văd, locul 5, nu-i văd, Everton locul 6, dar au un meci în minus. Deci Everton sunt pe 3, pe 4 cum ar fi dacă vor câștiga acel meci. Și City sunt pe tot pe 4 pe acolo, sunt și dacă vor câștiga. Swansea, locul 8, însă au 2 meciuri în plus. În fine, până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!